Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc, program național dezvoltat de Carrefour România. Deschidem Vinul Românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Astăzi ne aflăm într-o zonă absolut superbă. Ne aflăm la Cramele Cotnari, iar alături de mine l-am pe Remus Deleanu, coproprietar al Cramelor Cotnari. Remus, bine ai venit în podcastul sau la podcastul Wines of Romania. Bună ziua, bine ați venit alături de noi și în primul rând felicitări pentru demersul dumneavoastră și pentru echipa care vă ajută să faceți această superbă emisiune, acest super podcast. Mulțumim tare mult, transmit colegilor și celor prezenți astăzi aici. Încep, Remus, prin a te întreba unde ne aflăm. Această sală este absolut superbă, iar cei care încă nu ați ajuns aici, poate v-am convins sau vă convingem în următoarele secunde. Unde ne aflăm? Ne aflăm în sala de evenimente a Cramei Cotnari. Aici este locul unde se întâmplă lucrurile minunate. De la degustări până la ședințe de directorat, până la conferințe de presă. Este un loc de inspirație, aș putea să spun, pentru mine și pentru ceilalți, pentru care are atât de multă istorie și atât de multă vechime, încât nu poate decât să ne provoace și să ne facă să fim motivați în continuare să ducem mai departe această istorie. Eu te-am prezentat mai devreme ca fiind coproprietar al Cramelor Cotnari. Dar cine este Remus? În prezent ocup funcția de președinte al companiei Cotnari, funcție pe care o am de 2 ani și puțin. Dacă e să privim lucrurile, putem să spunem că e unul dintre exemplele din România în care are loc schimbul de generații în ceea ce privește afacerile de familie. Dacă suntem acum la 30 și puțin de ani de la Revoluție, dacă poate în alte țări, alte afaceri și business-uri, de ce nu, și în domeniul viticulturii și al vinificației se află la 5-a, 6-a, 7-a generație, iată că la noi ne aflăm la primul schimb de generații, ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere și pentru business-urile din România, că afacerile cu capital românesc funcționează, că sunt de încredere și că pot mai departe să fie transmise către generația nouă, care se reducă mai departe cu succes, de ce nu? Care este secretul sau care este cheia succesului în cazul vostru? E complicat să spun, pentru că e o activitate destul de complexă. Totul trebuie făcut cu organizare, cu foarte multă atenție. În principal, atunci când vorbești de vinificație și de acest domeniu, vorbești de faptul că le faci cu inima, cu dragoste. Cred că nu există proprietar de cramă care să nu spună că afacerea pe care o conduce, o conduce din iubire și din pasiune și o coordonează cu iubire și cu pasiune. Probabil că această implicare emoțională te face să mergi mai departe tot timpul și să vrei să ai succes. Nu cred că există român care să nu fie auzit cel puțin o dată în viață de Cotnari, indiferent că este un consumator sau neconsumator de vin. Așadar, o complexitate foarte importantă atunci când vine vorba de crame, de vin, de istorie, de tradiție, de ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat aici. Și tu ai zis mai devreme președintele companiei. Da. Și ești foarte tânăr, Remus. Cum gestionezi, cum reușești să faci față unei asemenea complexități? Probabil că este și o chestiune care ține de specificul vârstei. Vedeți, în momentul de față totul este de un dinamism extraordinar. Faptul că noi, cei mai tineri din generația actuală, suntem capabili să ținem pasul cu acest dinamism, faptul că le facem din dragoste și din pasiune, ne face să mergem mai departe cu bine. Ce calități crezi că ai însușit de la părinții tăi? Tatăl meu este unul dintre modelele pe care le am în viață. Foarte bună organizare,
foarte bună coordonare și control, în același timp și empatie, în același timp și relaționare foarte bună cu colegii alături de care lucrez. Și aici putem să vorbim de la viticultură, la vinificație, la vânzări. Încerc să simt tot timpul legătura cu ei, să fiu constant, să fiu în permanență up-to-date cu tot ce se întâmplă. Bineînțeles, ați spus ce am învățat de la el. Învăț în continuare, pentru că e o diferență de generații, dar expresia celor 20 de ani sau mai mult pe care îi are tatăl meu ca experiență mă ajută de multe ori. Este un bun sfătuitor, este de multe ori cel care mă ajută să iau deciziile corecte și care prin prisma experienței pe care o are în spate mă dirigează și mă ajută să fac lucrurile așa cum trebuie. Remus, eu știu că tu ai studiat dreptul, dar sunt totodată foarte curioasă dacă visai să devii altceva decât ești astăzi, președintele sau coproprietarul Cramelor Cotnari. Ce visai? Da, e o întrebare interesantă, mulțumesc. Încerc să găsesc acum un răspuns cât mai complet. Și asta pentru că zona Cotnari este legată de mine încă din copilărie. Am copilărit aici, într-un sat afară la câțiva kilometri de Cotnari. Care se numește? Ceplenița. Așa. Și de la cea mai mică vârstă până acum, practic, zona și Cotnariul mi-a curs prin sânge. De ce am ales varianta de drept? Pentru că am vrut să am și o altă alternativă de dezvoltare personală. Aveam și varianta facultății de economie, intrasem la ambele facultăți cu bursă, numai că am ales dreptul pentru a-mi îmbogăți puțin optica și pentru că o combinație între liceu economic și facultate de drept te ajută să vezi altfel lucrurile, te ajută să fii organizat și să înțelegi foarte bine structura și partea economică, financiară, contabilă, dar în același timp te învață să comunici, te învață să analizezi lucruri, să-ți faci temele și să fii foarte structurat. Eu zic că e un echilibru foarte bun între cele două activități și se completează între ele. Remus, ziceai mai devreme, înainte să începem să înregistrăm, că ai fost în America în urmă cu o lună, două. Da. Dacă te întâlnești cu un, nu știu, să zicem că ești la un prânz sau la o cină cu un cetățean american și tu îi spui că ești președintele sau coproprietarul Cramelor Cotnari și ăsta te întreabă, această persoană te întreabă ce reprezintă, cine este Cotnari, tu ce îi spui? Am avut această discuție, de fapt, acolo și când am fost întrebat despre detaliile companiei și am spus despre suprafața în hectare, s-au uitat așa puțin. Converteau oarecum 1750 hectare în unitatea lor de măsură și se părea foarte mult. Ce le-am spus? Podgorie din România, estul Europei. Autenticitate prin faptul că suntem producători doar de soi românești. Asta... Care sunt? Care? Profităm. Profităm de ocazie, spunem. E foarte simplu, 4 soiuri albe. Grasa de Cotnari și Frâncușa, pe care le întâlnim în Podgoria Cotnari. Tămâioasa românească și Feteasca albă. Sunt 4 soiuri albe. Avem un Rozei Busuioaca de Bohotin și Feteasca neagră, ultimele două fiind soiuri mai noi, ca să spunem așa, în Podgorie. Și ne întoarcem la poveste. Se stârnește un oarecare interes, pentru că zona de Europa de Est și de România nu e foarte cunoscută. Ei sunt învățați mai mult cu Chardonnay, Sauvignon, foarte baricat, foarte puternic în alcool, 14 grade. Și atunci, într-adevăr, am mers cu câteva sticle de vin acolo și recunosc. Rozee, spumant și Frâncușă. Și atunci, într-adevăr, că se stârnește interesul. Fiind alt vin, altă tipicitate, întreabă unde le găsim când le aduceți și pe noi. Apropo de unde le găsim și de Feteasca neagră, care este un soi relativ nou în Podgoria voastră, nu pot să nu te întreb. Nu doar de acest vin, dar de deschidem vinul românesc. Un vin care se regăsește exclusiv în cadrul programului Deschidem Vinul Românesc este cel din fața noastră, un rozet din Feteasca neagră foarte bun. Aici nu o să te întreb pe tine despre rozeul acesta, eventual o să vă povestesc în următoarele materiale, atât video cât și postări. Pe tine te-aș întreba, Remus,
Ce înseamnă pentru voi să fiți prezenți în programul național Deschidem Vinul Românesc? E un motiv de satisfacție și de onoare, pentru că suntem cu acest produs în Carrefour. Noi suntem de fapt cu două produse și cu grasa de cotnar vinificată în sec, dar și cu feteasca neagră vinificată în roze în sec. Pe de altă parte, e o provocare. Provocare pentru noi, provocare pentru consumator. De ce pentru noi? Pentru că suntem un producător cunoscut în mare parte pentru vinurile albe, dulci, demidulci. Și atunci, vinificare pentru fetească neagră, vinificare în roze, e ceva nou. Și de ce spun provocare și pentru consumator? Pentru că îi provocăm și pe ei. Haideți să vedem alternativa, haideți să vedem ce am mai construit noi, haideți să ieșim din zona de confort și din paradigmele care țin de cotnari, vedeți alternativele și vedeți care sunt diferențele față de ceea ce știați voi înainte și ce poate să fie o altă variantă de vinuri produse de către noi. Remus, se vorbește des de schimbările climatice. Cum vă pregătiți voi din punct de vedere a producției de vinuri, doar roze, dar chiar și roșii în zona asta? Dar ne-a ajutat, pentru că avem ierni mai blânde, nu mai sunt temperaturile atât de scăzute, verile sunt mai călduroase și atunci, bineînțeles că aceste condiții climatice au ajutat și la dezvoltarea potențialului soiului fetească neagră în zona de nord a țării. Și drept dovadă, vinurile tot din fetească neagră, despre asta vorbim, vinificate în roze pe zona Horeca, dar și cele roșii vinificate în roșu au demonstrat și au putut să fie validate de către oameni și arată că faptul că are potențial acest soi extraordinar pentru România până la urmă, are potențial și în zona de nord a țării. Aveți una dintre cele mai mari, dacă nu probabil, cea mai mare colecție de vinuri de vinotecă din România, 1 milion de sticle aproximativ. Da. Cu cea mai veche sticlă din 1956, zic bine? Da, adevărat. Din câte sticle mai sunt? Cred că în jur de 1000 de sticle. Foarte, da, da. Foarte bună informația. Cum reușiți să găsiți un echilibru între o asemenea istorie, un asemenea patrimoniu atunci când vine vorba de vinotecă și noutățile, capacitatea de a aduce aproape inclusiv tinerii în materie de consum de vin? Cum reușiți să găsiți acest echilibru care funcționează, iar cei care cunosc vinurile voastre sau cei care vă apreciază, observă și cred că și apreciază acest lucru? Da, cred că asta s-ar traduce prin faptul că încercăm să oferim o experiență cât mai diversă, cât mai complexă și să avem produse care să vină în sprijinul nevoilor tuturor. Fie că vorbim despre vinotecă, să spunem 1956 până în prezent, ce înseamnă până la urmă de multe ori un produs de vinotecă? Este o declarație, dacă vreți, pe care o persoană o face de către o altă persoană. Vă dau un exemplu, o zi de naștere, un cadou. Este un lucru elegant și atunci cam ăsta este profilul consumatorilor sau cumpărătorilor de vinotecă. Pe de altă parte, abordările noi, de la vinotecă până la abordările noi, este cale lungă, dar abordările noi vin în sprijinul tinerilor care vor să aibă un produs capabil să le gâdile papile gustative, de ce nu? Să se poată identifica cu ei și atunci de asta și abordarea nouă de produse vinificate în demisec, produse vinificate în sec, roșu vinificat în roze. Completăm practic acea paletă de produse, astfel încât să putem să fim și noi ancorați în noile realități și noile cerințe ale pieții și ale tinerilor. Tu ți-aduci aminte de începuturile cramelor cotnari copil fiind? Da, ce mi-aduc aminte de copilărie și mi-aduc aminte de întâlnirile pe care le aveam când eram mic la Castelul Vlădoianu cu diferiți parteneri contractuali din afara țării și momentele când traduceam din limba engleză, fiind cu parteneri din Portugalia sau Austria, venind la noi, traduceam din limba engleză în română conversațiile. Oh, cred că 10 ani maxim. Da, eram mic. Dar se leagă amintiri frumoase de zona aia. Îmi aduc aminte anii 2000, când s-a făcut privatizarea. Și bineînțeles că mi-aduc aminte cu drag
mă rog, perioada când am început aici în Cotnari, după cei 4 ani de avocatură. Cred că era în anul 2012, eu când am terminat avocatura, am vrut să parcurg cam toate etapele business-ului și toate palierele. Și am început, fun fact despre asta, că tocmai vorbeam și de schimbări climatice, am început de la minus 15-20 de grade în viticultură. Prima dată a fost o experiență de un an de zile în viticultură, de la minus 15-20 grade la tăiat un uscat, tehnician în vie, alături de lucrătorii sezonieri, cu perechi de 5.000 până aici, cu zăpada de jumate de metru sau mai mult, până la 30 de grade la cules. Dar o etapă plăcută, frumoasă, care m-a ajutat să înțeleg mai bine ce înseamnă viticultura. Apoi câteva campanii de recoltare, de la 6 dimineața până la 12 noaptea, o lună jumătate, două în fiecare zi, cu agitație de rigoare, pentru că veneau în cramă aproximativ 900 de tone, 1000 de tone de struguri care se prelucrau și vă dați seama ce foarfotă este acolo, 4 buncări de recepție, soiuri. Da, da, da. Tu ai făcut armată? Nu am făcut armată, dar glumesc că am făcut 4 ani de militărie în avocatură, da, alături de maestra mea. Da, de multe ori spun gluma asta, că n-am făcut armată 6 luni, dar am făcut 4 ani de militărie în avocatură și iarăși un sprijin și un ajutor în formarea ca persoană a fost și acolo cei 4 ani de zile. Cu atât mai mult cât ambiția mea a fost după terminarea facultății, nu să vin la Cotnari, că aici vine la Cotnari frumos, era business de familie, uite, tata director, toate bune și frumoase, menajat. Nu, până nu te duci să faci și ceva extra care să nu țină de business, până nu încerci puțin să te formezi, să fii independent tu, să te dezvolți altfel, fără a fi menajat, nu cred că poți să devii o persoană completă, dacă mă întrebați pe mine. Remus, tu ești și tată, a doi copii minunați. Da. Cum reușești sau care este aportul de care te bucuri sau echilibrul pe care îl găsești între a fi prezent în sânul familiei și a fi un antreprenor de succes? E o întrebare complicată aici pentru că... Răspunsul e complicat, întrebarea nu e complicată. E dificil de multe ori pentru că business-ul e destul de complex, problemele sunt de multe ori pe măsură, proporțional cu activitatea, dar încerc să urmez sfatul celor care poate au cu 20-30 de ani mai mult ca mine, care spun tot timpul să mențin tot timpul echilibru între business și viața de familie, să nu înlătur una dintre cele două componente și să mă concentrez prea mult pe cealaltă. Care e secretul? Cum reușești să faci asta? Încerc când ajung acasă să mă detașez destul de mult, să las frumos treburile la ușă. Eventual, dacă am un mesaj mai important, răspund, dacă nu, timpul cu familia e timp cu familia, iar când ajung la birou, focus 100% pe birou și pe ceea ce trebuie făcut. Și organizare foarte bună, despre asta e vorba. Probabil că din avocatură am învățat și organizarea. Adică timing, tot timpul agenda, to-do list, checking la orice a fost făcut, ce trebuie făcut. Cât crezi că este pregătirea sau formarea în cadrul facultății de drept și cât crezi că este caracterul sau valorile pe care le-ai preluat de la, nu știu, tatăl tău ziceai că este un model pentru tine? Sunt mai multe ansamble care împreună se împletesc așa frumos, nu doar facultatea de drept sau modelul din viață, ci și oamenii pe care ai în jurul tău, echipa pe care o ai în jurul tău. Eu când am ajuns aici, practic am crescut cu cei din vie, că sunt tot de aceeași vârstă, mulți dintre ei cu mine. Câți ani ai, Remus? 37. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Am crescut cu cei din vie, am crescut cu cei din viticultură, am fost tot timpul alături unul de celălalt, fiind și de aceeași vârstă. Și toate elementele astea ajută la formare. Dacă printre cei care ne urmăresc sau ne ascultă, avem persoane care în momentul de față sunt ușor nehotărâte dacă să îmbrățișeze lumea vinului, fie că este vorba de un fiu sau fică de proprietar de cramă sau
un posibil, potențial, viitor investitor, ce sfaturi ei da, Remus? E un domeniu de care te îndrăgostești. Nu poți să faci viticultură, vinificație, nu poți să ai o cramă fără să te îndrăgostești de asta. Într-adevăr, sunt mai mulți reprezentanți ai generației a doua la care mă gândesc în acest moment. Mă gândesc la ei cu încântare, pentru că e un semn foarte bun. Sunt capabili, sunt vârste apropiate de mine, dau tot ce e mai bun din ei pentru asta. Și să le dea Dumnezeu cât mai mult succes în continuare, pentru că până la urmă suntem în același sector și ne dorim tot binele. Ești foarte apreciat, Remus, de colegii tăi și de ceilalți producători de vin din România, nu doar de consumatorii care apreciază vinurile voastre, dar care este interacțiunea ta sau dacă aveți proiecte comune? O dorință a generației mai tineri, într-adevăr, a fost să avem o legătură mai strânsă între noi. Poate ăsta a fost și un deziderat al ultimilor ani, pentru că oricât de mult am încercat să fim o forță comună, să avem o coeziune, cred că tot timpul a fost loc și de mai bine. Dar pentru că vorbeai de dorința de proiecte comune, e amuzant că întrebați, chiar în acest moment avem o colaborare cu încă două crame din zona Moldovei de la noi, pe Târgul Internațional de Film din Transilvania, iată. Cramele din Moldova pentru Târgul din Transilvania. S-au legat lucrurile foarte frumos la un moment dat și am reușit să ne completăm fiecare dintre noi, fiecare să vină câte un vin. E un început destul de bun și un eveniment foarte important, așa că de ce nu și la mai multe și... Apropo de începuturi și de proiecte de succes, ce planuri de viitor aveți? Concret pot să mă gândesc la vreo 3 idei acum. Dezvoltarea zonei de oenoturism și... Apropo de enoturism, se aude gălăgie afară. Ce se întâmplă în momentul de față? Da, tocmai avem un grup de vreo 10 ATV-uri venite în zonă și sunt acum la vizită la cramă. Să dezvoltăm subiectul ăsta cu turismul și să putem oarecum să îi atragem pe oameni către noi și să le arătăm ceea ce facem noi aici, dincolo de etichete, dincolo de reclamele televizate. Un alt proiect este cel cu spumantele. Spun asta pentru că, deși am lansat de câțiva ani, încă nu e destul de cunoscută zona asta de spumante și suntem într-adevăr într-o zonă foarte corectă, preț versus calitate, și suntem capabili să facem niște produse extraordinare. Din soiuri autohtone. Din soiuri autohtone, bineînțeles. E loc de potențial, o să fie foarte frumos în următorii ani, stați să ne urmăriți. Iar al treilea subiect, cred că lansarea unor etichete noi, probabil, care să vină în întâmpinarea cerințelor tinerilor. Asta ar fi cele 3 idei pe care le văd acum. Atât ar fi de spus, Remus dragă, încât cred că nici 10 episoade ale podcastului Wines of Romania nu ar fi suficiente, cu atât mai mult cu cât ca să simți și ca să trăiești ceea ce voi îngrijiți, protejați și contribuiți la evoluția locului totodată și a poveștii cramelor codnari, trebuie să vii aici. Trebuie să vii aici să deguști vinurile, să vizitezi, cât ziceai mai devreme, aproape 50 de hectare au suprafața celor 3 crame în afara celor 1700 aproximativ hectare pe care... Și 50 chiar. Și 50. Am zis, poate o scalt cu aproximativul, dar iată, 1750 de hectare, ceea ce confirmă că sunteți unul dintre cei mai importanți producători de vinuri din Europa, aș îndrăzni să zic, nu doar din România, care reușiți să duceți tradiția, să duceți povestea vinului mai departe și să susțineți ideea vinul românesc un brand de țară prin activitatea voastră cotidiană. Îți mulțumesc din suflet, Remus, pentru disponibilitatea ta, dar și pentru ceea ce faci împreună cu familia ta, împreună cu echipa ta pentru vinul românesc, astăzi, ieri și mai ales mâine. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aici și să nu uităm, dacă e să dăm un sfat consumatorilor, deschideți vinul românesc. Da, să încheiem așa frumos. Îți mulțumesc tare mult, Remus, și apropo de asta și eu mulțumesc
programului Deschidem Vinul Românesc, susținător nu doar al vinului românesc, dar și al acțiunilor și a proiectului Wines of Romania. Program național, Deschidem Vinul Românesc, este un program național dezvoltat de Carrefour România. Așa cum doresc să mulțumesc și partenerului nostru Black Cab România, mulțumită căruia am ajuns până aici, la Cramele Cotnar, la aproximativ o oră de mers cu mașina de la Iași. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. Vă pup!